Binecuvântat să fie Dumnezeu! Am omis să vă spun că ultima vinere din luna aceasta, 27, vom avea o seară prelungită de rugăciune. Vom avea mai mulți musafiri, îmi vine să zic că de peste tot, că sunt din mai multe locuri, dar nu chiar de peste tot. Veniți să ne închinăm, să ne rugăm, să căutăm pe Domnul, pentru că este de mare folos. Oamenii lui Dumnezeu, aș vrea să citesc un pasaj și apoi să rostesc o predică, care este cea de-a doua parte la una dintre ultimile predici pe care le-am spus în fața dumneavoastră. O să vă rog respectuos să vă ridicați și să deschideți cuvântul Domnului în Cartea Faptele Apostolilor. Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 37. După ce au auzit ei aceste cuvinte, au rămas trepunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru. Și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduința aceasta e pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și cu multe alte cuvinte mărturisea, îi îndemna și zicea: mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostol se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. Își vindeau ogoarele și averile și banii îi împărțeau între toți, după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Amin. Reocupați-vă locurile, vă rog frumos. Câteodată ajung acasă și mai mi-aduc aminte că am uitat să fac un anunț. Așa am ajuns acum, nu chiar acasă, dar a început predica. Am uitat să vă mulțumesc frumos pentru generozitatea cu care v-ați rugat pentru soția mea, pentru Carmen. Operația a avut loc cu bine, s-a terminat cu bine, Carmen a ajuns acasă cu bine și mulțumim Domnului și vă mulțumim dumneavoastră. Apreciem postul, rugăciunea și atitudinea aceasta de solidaritate și de dragoste, să vă răsplătească Dumnezeu pe toți. Oamenii lui Dumnezeu, într-una dintre ultimile predici am vorbit despre felul în care ne gestionăm banii pe care reușim să-i câștigăm. N-am mai predicat de probabil vreo 10 ani despre subiectul acesta și ca despre orice alt subiect despre care nu predici, nu este bine. Trebuie să existe o repetare ciclică a învățăturilor din Scriptură, nu neapărat pentru că dumneavoastră trebuie să dați mai mulți bani și deși lucrul ăsta trebuie, dar nu ăsta este scopul predicii. Noi predicăm pentru că atunci când ne întâlnim, trebuie să dăm învățătură, să cunoaștem voia lui Dumnezeu, pentru că în felul acesta tot ce facem este făcut în cunoștință de cauză. Am citit în mod intenționat pasajul acesta din Cartea Faptele Apostolilor ca să pun în evidență faptul că întotdeauna de la Adam până astăzi oamenii au găsit un mod să se închine dăruind lui Dumnezeu din valorile lor. Unii au donat animale, alții au donat bani, alții au donat servicii, fiecare a donat ce a avut. În Cartea Faptele Apostolilor, Scriptura ne spune despre un gen de donație nemai întâlnit. Donau tot. Era acolo o cutie și toată lumea arunca toți banii acolo și fiecare își lua după nevoie. Interesantă metodă, destul de interesantă.
Dar așa a fost atunci. A fost un mod de a-ți manifesta dărnicia, de a da din banii tăi. Însă atunci fiecare dădea tot ce avea. Aduceți-vă aminte de episodul dureros al familiei Anania și Safira. Cu ocazia aceasta s-a întâmplat. Acum, intenția mea în această seară este să fac o incursiune extrem de rapidă prin Scriptură și să surprind ceea ce eu numesc partea Domnului. Nu vreau să folosesc termenul zecime sau zeciuială, pentru că eu cred că niște oameni care trăiesc sub har trebuie să dea lui Dumnezeu în diverse forme mai mult decât 10% din câștigul lor. Asta este părerea mea personală și aceasta este învățătura Scripturii. Dar aș vrea să plecăm un pic de la început și să observăm faptul că oamenii s-au închinat cu banii lor lui Dumnezeu înainte să existe o lege care îi obliga să doneze bani. Spre exemplu, în Geneza, în capitolul 14, Scriptura ne spune că Avram a dat partea Domnului cu 430 de ani înainte să fie dată legea despre partea Domnului. 430 de ani. Omului acestuia nu i-a cerut nimeni să facă treaba asta. A simțit să o facă. A fost o manifestare de respect, de adorare, de recunoștință, de mulțumire, de bucurie. S-a închinat dându-i Domnului din ce avea, că nu poți să dai ce nu ai. Și Scriptura ne spune că Avram a spus: binecuvântat să fie Dumnezeu cel preanalt care i-a dat pe vrăjmașii tăi în mâinile tale. Și Avram i-a dat zeciuială din toate lucrurile lui Melchisedec, care a făcut rugăciunea pentru el. Apoi îl vedem pe Iacov, care este nepotul lui Avram, și el a dat partea Domnului înainte să existe legea pentru partea Domnului. Foarte probabil că a devenit un obicei în familie, un fel de tradiție pe care l-a preluat Isaac și mai apoi Iacov, și eu sunt sigur că fiecare l-au dat mai departe. M-a impresionat astăzi la masă când Jason, mirele, Jason Tiron, a spus câteva cuvinte și printre altele a spus că ce își dorește ca o atitudine de răsplătire, de mulțumire, de recunoștință față de părinți, e să ducă valorile pe care ei le-au pus în viața lui, să le ducă copiilor lui. S-a simțit responsabil să ducă generației următoare ceea ce l-a primit de la generația care este aproape să treacă. Și în Geneza, capitolul 28, Scriptura ne spune că Iacov face juruința aceea unde îl condiționează pe Dumnezeu în câteva feluri și mai apoi, ca o concluzie, spune: dacă tu vei face asta și asta și asta, eu îți voi da zeciuială. Cu alte cuvinte, Dumnezeu trebuia să se califice pentru ca el să se închine financiar. Acesta este un scurt istoric al felului în care a fost oferită ca și închinare partea Domnului înainte să fie o lege despre partea Domnului. Dar legea a apărut la un moment dat, însă legea nu a introdus partea Domnului, ci doar a validat-o, a confirmat-o, a legiferat-o. Și Scriptura în Levitic, în capitolul 27, vorbește despre asta. Nu o să citesc o mulțime de versete, dumneavoastră sunteți cunoscători de cuvânt. Vreau numai să creez un pic de prezentare în care să subliniez faptul că rugăciunile au fost prezente de la primul om până astăzi. Postul a fost prezent de la primul om până astăzi. Închinarea prin muzică, prin rugăciune, prin dărnicie a fost prezentă întotdeauna. Vorbim despre ceva ce nu s-a oprit niciodată. Oamenii îl adoră pe Dumnezeu. Noi ne face plăcere să ne cheltuim pentru copiii noștri. Nu o socotim ca pe o povară. Nu ne simțim jefuiți când oferim bani copiilor noștri sau soțiilor noastre. De ce? Pentru că legătura noastră cu oamenii ăștia e o legătură puternică de iubire. Tot la fel, când noi dăm, noi nu dăm din obligație. Dacă cineva dă din obligație, vă rog să nu mai dați. Nu vă pierdeți banii. Închinați-vă când dați. Închinați-vă să fie un dar. Să fie ce era pentru evrei când veneau cu un animal, cu un miel, sau săracii veneau cu o pasăre pe care o prindeau într-un laț.
Biserica și Dumnezeu în general nu depinde de banii cuiva, că nu a existat niciodată în istoria lui Dumnezeu să existe un grup de oameni care pur și simplu nu se pot închina că nu au bani. Nu trebuie să dăruim din obligație, trebuie să dăruim din dragoste, pentru că doar atunci primim răsplată, doar atunci Dumnezeu primește dărnicia noastră. Ce are nevoie Dumnezeu de 10 dolari sau de 10.000 de dolari de la noi? Ce să facă El cu banii? E butic în cer să-și cumpere Dumnezeu bomboane sau eu știu ce să facă cu banii? Dumnezeu prețuiește atitudinea din spatele dărniciei, scânteia de recunoștință. Apoi este restaurarea părții Domnului după exil. Nu să știți că ei au stat 430 de ani în Egipt, au stat 70 de ani în Babilon și au stat aproape 1900 de ani peste tot. Oamenii aceștia, poporul acesta a renăscut din cenușă și din punctul ăsta de vedere este unic în istorie. În cartea Neemia, în capitolul 13, acest bărbat al lui Dumnezeu face următoarea constatare. Am auzit că părțile leviților nu li se mai dătuse de mult. Cântăreții care erau însărcinați, care aveau responsabilitatea să cânte înaintea lui Dumnezeu, fiecare s-a dus și și-a găsit de lucru, că mureau de foame ei și familiile lor. Am mustrat pe dregători. Cine erau dregătorii? Erau păstorii din vremea aceea care aveau autoritatea legală să vină în fața poporului și să spună: oameni buni, nu suntem pe drumul cel bun din acest punct de vedere. Vă rog frumos să ne corectăm împreună. Omul ăsta a adus lucrurile la punct. Nu pentru că banii ăia i se cuveneau lui, dar pentru că el era slujitorul lui Dumnezeu. Dacă pe dumneavoastră vă angajează un om și deveniți slujitorul acelui om, încercați să-l mulțumiți, nu? Plecați acasă bucuroși când v-ați mulțumit șeful. După cum șeful este mulțumit când vă dă un salariu de care vă vede că vă bucurați, vă place. Ei, tot la fel. Omul ăsta s-a simțit responsabil în fața stăpânului să pună lucrurile la punct. Și Scriptura ne spune următorul lucru. Pentru ce a fost părăsită casa Domnului? Întreabă el. Am strâns pe leviți, pe cântăreți, i-am pus iarăși în slujbă. Atunci toată Iuda a adus în cămări zeciuielile din grâu, din muz, din un de lemn și așa mai departe. Observați, oamenii aduceau zeciuieli din cerealele pe care le cultivau pe câmp. Aduceau tot felul de lucruri. Iată dar că a trebuit să vină un bărbat care să așeze lucrurile în rânduială după voia lui Dumnezeu. Însă, partea Domnului după lege, dacă ne uităm în Scriptură, înțelegem de la apostoli că au plătit partea Domnului, că s-au închinat în felul acesta, că au învățat poporul, iar învățătura despre subiectul acesta este foarte, foarte complexă. Și eu așa rapid o să trec prin învățătura aceasta, pentru că scopul meu este doar să vă amintesc despre ceva ce este în mâna noastră și noi facem ce vrem cu acest ceva. Noi putem să aducem bani la casa Domnului, dar nu pentru că cineva ne întreabă de ce n-am adus. Am venit eu vreodată să te întreb pe dumneata de ce n-ai adus bani la biserică în 21 de ani de când sunt aici? Nu. Pentru că asta este treaba dumitale și este treaba mea. Asta este o problemă personală, e între mine și Dumnezeu. Asta e o manifestare de iubire, e un semn de ascultare, e o simțire cu privire la frăția noastră. E un fel de sar și eu, fac și eu, vin și eu, mă implic și eu, mă cheltuiesc și eu alături de frații mei și în mijlocul fraților mei. Aceasta este o atitudine vie, e o atitudine care mustește, adică mustește înseamnă că pur și simplu iese din interior în exterior și dovedește interes. Și am citit puțin mai devreme pasajul din Fapte 2, putem să citim și pasajul din Fapte 32, dar repet, nu am intenția să citesc toate textele acestea pentru că nu avem timp. Însă apostolii nu doar că s-au implicat, dar ei au poruncit lucrul acesta.
Ei au poruncit lucrul acesta. Aduceți-vă aminte de învățătura pe care o oferă Pavel în 1 Corinteni, capitolul 16. Dacă vă mai aduceți aminte, data trecută am citit din a doua epistolă, acum o să citesc din prima. El spune, cu privire la strângerea de ajutoare, să faceți și voi cum am rânduit. Iată dar că el a creat o rânduială. De ce? Era o autoritate. Era o autoritate. Cine o să creeze o rânduială? O creează cei în autoritate. Eu pot să semnez unde semnează Biden, dar cine bagă în seamă semnătura mea? N-am autoritatea lui. E, Pavel avea autoritate și în competența care i-a fost atribuită de Dumnezeu prin chemarea de a fi apostol, el a vorbit în numele Domnului, pentru că el n-a primit doar chemarea, a primit și împuternicirea chemării la pachet, borcanul cu capac cu tot. Și Scriptura ne spune, în ziua din tâia săptămânii, ziua din tâia săptămânii e duminica, fiecare din voi, auziți dumneavoastră ce zice Pavel, nu cine vrea, fiecare din voi, fiecare din voi să pună acasă deoparte ce va putea. Dacă ai $1,000, cât poți? 50, 100, 150, 200, depinde de inimioară. Sigur că nu întotdeauna depinde doar de inimioară. Dacă ești într-un necaz, ești într-o perioadă mai grea, ești mai strâns. Dar Scriptura spune să pună după cât poate. Observați această flexibilitate care ne moaie inima. Dumnezeu nu este un dictator nemilos ca să ne jupoaie. Și această dragoste a lui Dumnezeu care creează flexibilitate spune, pune după cât poți. Ai 5.000, se așteaptă să pui mai mult. Ai 500, nu o să pui ca cel cu 5.000. După cum eu nu mai pot să ridic la 61 de ani cât ridicam la 40, să nu vorbesc de 30. Se modifică competența și capacitatea unui om. De asemenea, Domnul Iisus vorbește despre treaba asta. Și în Matei, în capitolul 23, celebru verset despre subiectul ăsta, Mântuitorul spune, cărturarilor, fariseilor, fățarnicilor, voi dați zeciuială din toate cele, dar lăsați nefăcute lucrurile importante din lege. Dar care sunt lucrurile importante din lege? Dreptatea, mila, credincioșia. Și acum urmează concluzia. Pe acestea trebuie să le faceți întâi, dreptatea, mila și credincioșia. Dar nici pe celelalte, adică zeciuiala din chimen, din mărar, din pătrunjel, din ceapă și usturoi. Nici pe alea să nu le lăsați nefăcute. Surprindeți complexitatea închinării. Nu înseamnă că dacă ai făcut-o pe asta, nu mai faci pe aia. Ai mâncat, nu-i așa, că bei apă acum. Apoi, în Noul Testament întâlnim o rânduială financiară care este specifică Noului Testament. În Noul Testament întâlnim locașuri special amenajate pentru adunările bisericii, dar nu întâlnim în perioada biblică. În perioada biblică creștinismul a fost interzis. Religia oficială aprobată de guvern era religie păgână. Creștinismul a fost interzis de lege până în secolul 4, 300 și, în timpul lui Constantin, împăratul lui Constantin. De-abia Constantin, care a avut o experiență spirituală, având și competența legală, el a adus împreună cu cultul păgân și cultul creștin. Și amândouă în paralel erau religii, erau alternative de manifestare religioasă, să nu-i spun spirituală. Dar în vremea aceea, ei nu aveau case de rugăciune, că nu aveai voie să-ți faci. Nu aveau instrumente, nu aveau nimic. Ce cheltuieli aveau? Fiecare venea de pe unde putea, se adunau într-o pădure, într-o peșteră mai mare, undeva într-o câmpie. Cântau niște cântări, un predicator predica, poate dăteau cina Domnului, poate cineva era bolnav și făcea ungerea, poate cineva se boteza, poate cineva avea un copil să fie binecuvântat și plecau acasă. Ce cheltuieli făceau acolo? Aproape nicio cheltuială. Dacă n-ai casă, sigur că n-ai cheltuielile casei. Când îți cumperi casă, frate, se schimbă povestea. Aia trebuie întreținută. După cum multe lucruri din viața noastră trebuie întreținute. Nu mă apuc eu acum să dau exemple. Biserica nu avea cheltuială, pentru că biserica nu avea nici o proprietate. Dar
În Noul Testament este evidentă nevoia de slujitori ai bisericii. În Matei, în capitolul 9, Domnul Iisus spune: secerișul este mare, iar slujitorii sunt puțini. Slujitorii sunt puțini. Ce a vrut Domnul să spună? Este nevoie mare de mulți lucrători. Asta a vrut Domnul Iisus să spună. Mulți lucrători, pentru că e mult seceriș. Iar Pavel menționează faptul că slujitorii consacrați Evangheliei trebuie să fie susținuți financiar. Fraților, noi avem nevoie de oameni care să fie disponibili. Este disponibil un om care are serviciu? Omul nu e disponibil când se întoarce de la serviciu. Ar putea să vină o oră, două, trei, dar nu poate să vină în fiecare seară. Că omul mai are și alte lucruri de făcut. Dar de ce te duci la serviciu? Pentru că ești susținut financiar de acolo. Uitați ce spune Scriptura. Tot așa Domnul a rânduit. Cine e Domnul? Eu? Nu. Pavel? Nu. Dumneata? Nu. Domnul e Dumnezeu. De aceea Domnul a rânduit ca cei ce predică Evanghelia să trăiască din Evanghelie. 1 Corinteni 9:13-14. Domnul a rânduit. Asta este o rânduială a lui Dumnezeu. Apoi, nevoia de slujitori consacrați în slujba lui Dumnezeu este una evidentă. Când Timotei în epistola sa oferă acele 3-4 exemple, sportivul, agricultorul și soldatul, el în versetul 4 al capitolului 2 din a doua epistolă spune: niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să-i placă celui înscris la oastă. Adică vine un soldat și se înscrie în armată, dar seara vrea să se ducă acasă. Și ofițerul îi spune: bă, tinere, tu știi ce înseamnă să fii soldat? Să fii soldat înseamnă să stai aici și ziua și noaptea. Asta spune Pavel, ia ideea asta a consacrării unui soldat. Cine ar mai păzi țara dacă așa din când în când ne mai ducem și noi pe la rastelul ăla cu arme și ne mai facem niște poze, când într-o parte, când din alta? Scriptura spune următorul lucru: niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții, adică nu se ocupă de treburile vieții, dacă e consacrat în armată. E consacrat în armată, de armată să se ocupe. De asemenea, slujitorul trebuie să stăruiască, adică trebuie să aibă o viață în care susține lucrarea, susține lucrătorii, susține bolnavii, susține, mă rog, nevoile lucrării, după cum este în contextul în care se află el. În Fapte, capitolul 6, Biblia spune: fraților, alegeți dintre voi 7 bărbați care sunt vorbiți de bine plini de Duhul Sfânt, pe care îi vom pune în slujba aceasta și noi vom stărui necurmat în rugăciune și predicarea cuvântului. Oamenii au fost dedicați pentru lucrarea aceea. Bunica zicea: mort copt să fie acolo. Ei bine, ăștia morți copți trebuia să fie acolo și să slujească. Cum se numește asta? Consacrare. Dacă eu ți-aș cere dumitale săptămâna asta să vii de la 9 la 3 aici, ce mi-ai spune? Aș veni cu toată dragostea, dar nu pot. De ce nu pot? Păi că sunt la lucru la timpul ăla. Ăștia n-au avut lucru, n-au avut case, n-au avut neveste. Trebuie să înțelegem Scriptura nu în manieră teologică doar, trebuie să o înțelegem și să ne o imaginăm în cel mai practic mod posibil. Slujitorul trebuie să fie la dispoziția lui Dumnezeu, dar el este la dispoziția lui Dumnezeu atunci când îi slujește pe oameni. Că pe Dumnezeu cum să-L slujim? Ia spuneți-mi, ce servicii aș putea eu să-i fac lui Dumnezeu? Niciunul. Dar îl slujesc pe Dumnezeu când fac oamenilor servicii. Și uitați ce spune Scriptura, Fapte, capitolul 20. De aceea vegheați și aduceți-vă aminte că, aminte că timp de 3 ani, ziua și noaptea, nu am încetat să vă slujesc. Dar Pavel n-a avut serviciu 3 ani? N-ai vrea, matale? Cine ar vrea de aici să slujească 3 ani de aici înainte, toată ziua să fie aici, numai duminica? Ba da, și duminica să se închine. Cine ar putea 3 ani să lucreze aici? Păi nimeni n-ar putea să lucreze aici 3 ani, pentru că în aia 3 ani noi avem nevoie să ne întreținem viața, să ne întreținem familia, nu suntem numai noi singuri și chiar dacă numai noi singuri am fi, nu am putea. Dar ăștia, Pavel, cum a stat 3 ani acolo? Păi, întrebarea mea aproape banală, că noi toți știm cum a stat Pavel acolo. Ce am vrut eu să spun, fraților, disponibilitatea să plătește. Uneori cineva l-a întrebat pe un păstor: ascultă-mă,
Adu-mi niște argumente pentru care tu crezi că trebuie să fii plătit. Și pastorul i-a spus 7 argumente, dar primul a fost: eu trebuie să fiu plătit pentru că sunt disponibil. Numai pentru ca să fiu disponibil. Ca să fiu disponibil, trebuie să încrez această disponibilitate, iar de nevoile mele, în timp ce sunt disponibil, trebuie să se ocupe altcineva. Asta este în pastorație și este în orice oficiu al slujirii din biserică, după viziunea pe care o are biserica, că biserica ar putea să nu aibă viziunea aceasta. Doar nu toate bisericile au un păstor plătit. De ce? Pentru că așa cred ei, așa vor ei, de obicei sunt bisericile mai mici. Dreptul slujitorilor de a trăi din Evanghelie este unul suficient de prezentat în Scriptură, suficient de clar. Au fost situații când Pavel a refuzat să fie susținut în slujirea lui când a stat în Corint. Am citit puțin mai devreme că 3 ani de zile i-a slujit, dar el, datorită imaturității și vorbelor pe care le scoteau și îl amărau, Pavel a spus: nu am nevoie, nu accept să fiu susținut financiar de voi. Și am să citesc pasajul acesta: cât despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în Hristos. Creștinii din Corint erau slabi în credință. De asemenea, unii dintre ei nu-L cunoșteau pe Dumnezeu. Ei puneau problema din punct de vedere logic. Asta nu înseamnă că noi creștinii nu trebuie să fim logici. Ba da, pe noi nu ne părăsește logica când ne pocăim, nici când ne botezăm și nici când suntem umpluți cu Duhul Sfânt. Dar relația spirituală personală cu Dumnezeu trece mult dincolo de logică. Timpul a expirat și atunci când timpul expiră, trebuie să se oprească și predica. Am spus cât am putut să spun, având intenția să vă aduc încă o dată aminte de învățătura Domnului cu privire la gestionarea finanțelor. Nu facem lucrul acesta ca să vă motivăm așa, nu facem lucrul acesta ca să vă aducem aminte de voia lui Dumnezeu. Iar Duhul Sfânt, care ne călăuzește viețile și familiile, El ne va îndemna pe fiecare dintre noi să facem ce este cu dreptul pentru lucrarea Stăpânului. Frații mei, surorile mele, mai spun cred că o singură propoziție. Aș vrea să vă încurajez să vă rugați lui Dumnezeu să vă dea o idee clară, o metodă clară, o călăuzire clară cu privire la gestionarea finanțelor. Vreau să vedeți că este obiceiul în adunările noastre să se dea un fel de cotizație. Omul câștigă 2, 3, 4 mii de dolari, mă rog, unii mai mult, alții mai puțin, fiecare cu harul lui. Dar fiecare are cotizația de 100, 125 sau 150 sau indiferent ce cotizație are fiecare biserică. Vedeți, cotizația asta trebuie plătită indiferent cât câștigăm sau nu câștigăm. Dar partea Domnului, ea crește și coboară împreună cu câștigul. Cotizația este rigid în timp ce câștigul crește și coboară. Nu vreau să vorbesc neapărat împotriva cotizației, vreau doar să vă spun că nu e o metodă biblică. Asta nu înseamnă că nu e bine, este o metodă pe care frații au organizat-o să fie. Dar atunci când noi ne maturizăm și aflăm din cuvântul lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu, ne simțim responsabili să o împlinim. Am spus mai mult de o propoziție. Haideți să ne rugăm.